Spre deosebire de consultările din mandatul lui Traian Băsescu, președintele și delegațiile au stat la aceeași masă, iar Klaus Iohannis se pare că nu a fost nevoit să-i convingă pe reprezentanții partidelor politice să accepte acordul pentru a se asigura apărării începând cu 2017 minimum 2% din PIB, susține Ion Cristoiu într-un editorial. Pe vremea lui Traian Băsescu, delegațiile ședeau pe fotolii așezate lângă peretele opus celui lângă care erau așezate fotoliile delegației prezidențiale. Acum, potrivit măreței strălucitei schimbări din temelii, delegațiile au fost așezate la aceeași masă cu delegația prezidențială. Ele sunt de presupus că în condițiile create de marea schimbare, delegațiile se așteptau dintr-o clipă într-alta să se deschidă ușile și în încăpere să pătrundă ospătarii cu ciorba aburindă, semnul de început al mesei date de președinte. Cum să nu fi de acord în aceste condiții să semneze acordul? Ion Cristoiu se întreabă dacă este vorba de o realitate adevărată sau una de publicitate. Tot într-un editorial, jurnalistul Dan Tăpălagă scrie despre comportamentul lui Victor Ponta de la consultări. Liderul PSD se încolăcește ca o iederă pe noul președinte, îi plagiază comportamentul, îi copiază retorica și atitudinea în speranța că așa va reuși să păcălească iarăși populația și să se mențină la putere. Încă sunt dispus să-l creditez pe noul președinte ca fiind de bună credință. Să zicem că acceptă ca Ponta să-l paraziteze din calcul pragmatic, urmând strict rezultatul, eficiența. Acestea nu pot fi obținute în prezent altfel decât prin compromis, coabitare cu Ponta și PSD. Costul politic al unei asemenea concesii s-ar putea să fie mai mare decât își imaginează. Iar faptul că la Cotroceni a curs lapte și miere nu poate face pe nimeni vinovat dacă se duce cu gândul la refacerea USL, iar acest lucru nu este văzut cu ochi buni de românii de rând. USL-ul a fost o construcție artificială gândită numai și numai pentru ajungerea la cașcaval a unor indivizi. Ați înțeles? Iar această refacere a USL-ului este posibilă albinter oricând, pentru că interesele sunt aceleași. Politicienii sunt cele mai mari lichele care le-a putut gândi specia umană. USR-ul, să știți, n-a fost niciodată, dar absolut niciodată, o construcție făcută pentru idealuri, cum s-a spus, pentru adevăr și așa mai departe. O prostie absolut inestimabilă. Din nefericire, oamenii au crezut-o. Au votat și pentru ea s-a pierdut nu numai niște timp. Oamenii au pierdut încrederea că ceva poate să apară la orizont. Nu cred în ea, în refacerea USR. Ideea e să se înțeleagă, de acum văd că sunt mai puține conflicte și dacă e consens și merge treaba, se pot face lucruri faine.